Era ora 2 noaptea când, în timpul unui control de rutină, jandarmii au observat 3 persoane care stăpau de zor la aproximativ 10 km de drumul care face legătura între localitatea Mircea Vodă și lacul Țibrinu. Oamenii legii i-au somat mai întâi verbal, dar suspecții au fugit, așa că au început să tragă cu armele din dotare. 2 dintre suspecți au fost prinși, apucaseră să sape o groapă adâncă de 40 de centimetri și abandonaseră la fața locului tigele metalice pentru sondarea pământului și 2 telefoane mobile. În jeepul cu care ajunseseră acolo aveau improvizat un rezervor, a cărui capacitate ajungea la 1000 de litri, doar că le-au spus jandarmilor că nu știu al cui este autoturismul. Cercetările au fost preluate acum de polițiștii din Cernavodă.